Angela Merkel cere întâlnire cu Vladimir Putin, conflictul cu Rusia e tot mai aproape. Cancelarul german, Angela Merkel, a anunțat marți la Berlin ce intenționează să aibă o întâlnire în curând cu presubliniere dintele rus, Vladimir Putin, în contextul unui conflict crescând între țări occidentale sublinierei Rusia, relatează agenția DPA. Cred ce ne vom întâlni într-un viitor previzibil, a afirmat Angela Merkel. Toate ce nu a fost stabilit odată pentru întâlnire, cred că numeroasele probleme pe care le avem, de la Ucraina, inclusiv gazul, sublinierea până la marea problemă privind Siria, necesit ca noi să avem un schimb direct de opinii într-un viitor previzibil, a declarat cancelarul german. Merkel a precizat ce a discutat marți la telefon cu Putin despre conflictul din Siria sublinierei despre conducta de gaz Nord Stream 2, care a face legătura direct între Rusia sublinierei Germania pe sub Marea Baltic, scrie Ager Press. Potrivit unor declarații făcute în urmă cu o săptămână de Angela Merkel, conducta de gaz natural, care are drept scop dublarea volumului de gaz actual care este transportat prin conducta existent, nu ar putea avansa dacă Ucraina, pe teritoriul căreia Rusia livrează de asemenea gaz către Europa de vest, va avea de suferit. După întâlnirea cu presubliniere-dintele ucrainean, Petro Poroshenko, Merkel a căutat să atenueze temerile Ucrainei referitoare la conducta de gaz Nord Stream 2. Este imposibil ca Ucraina să nu mai aibă un rol în transportul de gaz natural din cauza Nord Stream 2, declara ea. În comentariile făcute în cotidianul german Handelsblatt înainte de vizita sa la Berlin, presubliniere-dintele Poroshenko a descris conducta de gaz drept un proiect politic financat de Rusia.